Suntem la lecția noastră, a treia din ciclul acesta pe care l-am botezat, Păzește-ți inima. Vreau să citesc versetele din nou, versetul 8 și 9 din capitolul 4 Filipeni, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit, ce ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. M-am gândit mult astăzi la acest al doilea verset, pentru că frații de la convenție m-au invitat să țin un subiect mai puțin obișnuit, a predica prin exemplu personal, a predica prin viața pe care o trăiești. Am descoperit, citind așa cuvântul lui Dumnezeu, că foarte des Apostolul Pavel le spune creștinilor: călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos. Știți că cuvântul ăsta în limba greacă este foarte ciudat. Zice: fraților, mimați-mă. Mimate înseamnă a imita pe cineva. Imitați-mă. Uitați-vă la mine și imitați felul meu de a trăi. Acum când spunem călcați pe urmele mele, spune puțin diferit expresia, dar în original, și vreau să vă spun că Biblia a fost inspirată în limba greacă și ebraică, nu în limba română. De aceea avem în limba română așa multe traduceri a textelor din Scriptură. Ei bine, să mimezi pe cineva, să-l imiți pe cineva, nu este un lucru ușor. Una dintre cărțile care a circulat alături de Biblie multe secole în toate țările creștine din lume s-a intitulat Imitatio Christi, imitația lui Hristos, imitarea lui Hristos, Imitatio Christi. Chiar m-am gândit zilele trecute să o tipărim și în limba noastră să o avem. Este o carte foarte veche, dar extrem de importantă, pentru că, în ultima instanță, noi ar trebui să-L imităm pe Hristos, să fim niște Hristoși în lumea aceasta. Oamenii din jurul nostru s-ar putea să aibă ocazia, singura dată în viață, să-L vadă pe Hristos văzându-ne pe noi. Ei, Apostolul Pavel zice: voi ați învățat ceea ce eu am predicat, am învățat, ați primit de la mine, ați auzit de la mine, și ce ați văzut la mine. Practic, el spune, eu am fost ca un fel de dascăr al vostru și voi imitați-mă acum pe mine, ați văzut calitățile astea de care vorbesc în propria mea viață. Trăiți și voi cum am expus eu, practic, acest creștinism înaintea voastră. Dar haideți să mergem mai departe. Tema pe care eu am ales-o are versetul acesta ca moto din Proverbe 4:23, care spune așa: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. În ultima instanță, mintea și inima noastră sunt asaltate în fiecare zi de tot felul de idei și de lucruri pe care satana ni le scoate în cale. De aceea trebuie să ne păzim în fiecare zi ce punem în minte, ce punem în inimă, ce lăsăm, ce sentimente lăsăm să ne copleșească. Cuvântul din această seară pe care îl vom studia este: tot ce este vrednic de cinste. Pavel spune: lăsați în mintea voastră, fiți preocupați, fiți însuflețiți, lăsați-vă mintea preocupată de toate lucrurile vrednice de cinste, de tot ce este vrednic de cinste. Ne vom concentra în această seară exact pe subiectul acesta.
El continuă și spune tot ce este drept, ce este curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, lucrurile astea să ne preocupe, să ne însuflețească în trăirea noastră de fiecare zi. Ce înseamnă vrednic de cinste? În limba greacă cuvântul ăsta este semnos, semnos, însemnat într-un fel. Traducerea ar fi demn, vrednic de cinste, venerabil, demn de respect și se referă în special la persoane onorabile care merită respectul nostru pentru caracterul lor și pentru viața lor frumoasă. Termenul provine de la te închina sau a cinsti cu reverență pe cineva. Cu alte cuvinte, Pavel spune, lucrurile acelea care merită cinstite, merită să fie venerate, să fie respectate, persoanele acelea să le dați voie să intre în viața voastră și să vă preocupe mintea voastră cu asemenea valori. Interesant că Bibliile românești au tradus destul de diferit termenul acesta. De exemplu, Noul Testament de la Alba Iulia, primul care a apărut în limba română, 1650, spune carele-s cinstite, toate carele-s cinstite. Alea să le primiți. Biblia romano-catolică zice toate cele demne, care au demnitate. Bartolomeu Anania, este cam ultima Biblie ortodoxă tradusă, dar și Biblia de Iași spune toate câte sunt de cinste. Seamănă mult cu traducerea lui Cornilescu, toate cele care sunt vrednice de cinste. Noua traducere a lui Cornilescu, pentru că există și așa ceva, spune tot ce este nobil, tot ce este nobil. Biblia Fidela de la Cluj spune toate cele oneste, care sunt cinstite și corecte. Cuvântul viu, Biblia Noul Testament numite cuvântul viu, tot ce este onorabil. Ați văzut, deja aici sunt cel puțin 6 traduceri diferite, dar toate spun exact același lucru, pentru că cuvântul acesta, semnos, înseamnă toate aceste lucruri. Fiecare traducător a considerat de bun o variantă din acestea. Dar haideți să vedem, termenul acesta apare în câteva versete din Biblie, și în Matei 15, versetul 8 și 9, spune așa, Domnul, unde Domnul Iisus citează din profetul Isaia, spunând că Dumnezeu se plânge de propriul său popor care îl cinstește doar cu buzele. Iată cuvintele Domnului. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Observați, este exact același cuvânt, semnos, cinstire, nu? Se apropie de mine și nu mă cinstesc cum trebuie, spune Domnul. Mă cinstesc numai din gură, dau din gură. Dar inima lor nu mă cinstește. Exact aici este, de fapt, problema tuturor celor care practică un creștinism de formă. Un alt loc în Sfânta Scriptură spune Biblia, unui om îi lipsește pioșenia, evlavia sau respectul pentru cele sfinte, starea sa este văzută în Scripturi ca o decădere în rândul animalelor, ba chiar mai jos. Ascultați versetul, Isaia 1:3. Ce boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine, poporul meu nu mă respectă, nu mă cinstește. Și atunci când noi nu-L cinstim pe Dumnezeu așa cum merită Dumnezeu, noi decădem din regnul în care suntem, în cel al animalelor, poate mai jos. Un alt loc unde apare acest verset, în Faptele Apostolilor 18:13, Apostolul Pavel se află în fața cârmuitorului Ahaiei, Galion, este pârât și dus la proces, apar niște răsculați din Iudeea, niște trimiși a marilor preoți, care îl acuză pe Pavel și ascultați acuzația acestor oameni.
Ei zic așa, omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Practic, ei spun, omul acesta ne îndeamnă la o închinare care nu este conform legii lui Dumnezeu. Nu este o închinare corectă înaintea lui Dumnezeu. Este, din nou, cuvântul ăsta folosit aici, vrednic de cinste. Cum îl traduce Cornilescu? Lipsa cinstirii lui Dumnezeu de către popor, de către evrei, este remarcată de profetul Maleahi, care spune cuvintele acestea care sunt extrem de dure. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dar dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Este reversul cinstirii, nesocotirea, când nu acorzi, mă rog, importanța cuvenită persoanei în fața căruia stai, tu nu-l respecti, îi calci demnitatea în picioare. Acum să știți că de-a lungul istoriei, oamenii au apreciat pe semenii lor și lucrurile din lume foarte diferit de-a lungul istoriei. Asta mi s-a părut foarte interesantă, chestiunea asta. Haideți să luăm pe rând și să vedeți că aprecierea pentru oameni și lucruri a evoluat semnificativ de-a lungul timpului, fiind influențată de factorii culturali, economici, sociali și tehnologici. Dacă în Antichitate, de exemplu, oamenii care erau apreciați erau în funcție de statutul lor social, nu? Puterea militară, înțelepciunea, filozofii erau la mare rang pe vremea aceea, nu erau venerați oameni înțelepți pe timpul acela. Apoi, ca obiecte, se prețuiau bijuteriile, podoabele, proprietățile, obiectele de artă. Nu? Antichitatea încă ne-a lăsat multe creații de genul acesta. În Evul Mediu, de exemplu, oamenii care erau apreciați erau ierarhiile religioase. Nu? Dacă erai popă, eu știu, patriarh, papă sau cine știe, erai cu atât mai prețuit de oameni, ăștia erau oamenii prețuiți de societate. În funcție de poziția lui socială, nu? De puterea militară care o au, mari generali erau foarte respectați, cavalerii din timpul acela, clericii, nu? Aceștia erau oamenii apreciați în timpul acela. Ca obiecte erau apreciate și prețuite icoanele, nu? Mai ales dacă făceau și minuni. Nu? Cu cât intrăm în domeniul ăsta, ar fi o istorie îngrozitoare câte falsuri s-au creat de-a lungul timpului. Erau oameni specializați în a crea icoane care plâng. Cu cât plângea mai tare icoana, făcea mai multe minuni. Erau apreciate manuscrisele vechi, armele, nu? Castelele din timpul acela. În timpul Renașterii, oamenii apreciați, pentru că venise umanismul care, într-un fel, a pus pe om în locul lui Dumnezeu în gândirea filozofică, valoarea individului și talentul, realizările, mari artiști, nu? Erau oamenii prețuiți, oamenii de știință, gânditorii, scriitorii din timpul acela erau prețuiți de către lume. Apoi ca obiecte, tablouri și statui, arhitectură, care aveau o valoare estetică mare, nu? Catedralele care s-au născut după aceea. Ce să mai spunem, în epoca modernă, oamenii au început să-i adore pe artiști, nu? Creația literară, artistică, oamenii de știință, inventatorii au început să fie foarte faimoși în epoca aceasta modernă. Ca obiecte, valoarea obiectelor erau cele care se puteau produce în masă. Au început să apară banda rulantă, banda de producție
și obiectele care se puteau produce în serie deveneau tot mai prețioase, nu? Accesibile unui număr tot mai mare de oameni, obiectele industriale, mașinile, nu? În epoca modernă. Secolul 20 a adus și el o schimbare. Oamenii apreciați acum erau cei care erau în fruntea mișcărilor de drepturile, a drepturilor civile, a omului. Feminismul care a apărut a lansat imediat niște nume faimoase, s-a promovat egalitatea și diversitatea umană, demnitatea umană a fost promovată, au fost onorați artiști, sportivi, cei mai faimoși. De aici ni se trage Hollywood-ul cu toți artiștii lor. Ca obiecte apreciate erau cele care erau funcționale și complexe. Cu cât o mașină are mai multe butoane sau așa, era mai apreciată în timpul acela. În epoca noastră contemporană, oamenii apreciază, se pare, diversitatea, multiculturalismul, drepturile minorităților, nu? Astăzi trăim într-o lume absolut întoarsă pe dos, care promovează, practic, și consideră valoros non-valoarea. Astăzi am ascultat împreună cu Rodica pe un comentator român care spunea că, de fapt, alegerile astea din America, acum și nu numai din America, sunt bătălia a două lumi foarte diferite. Este o lume care vrea să distrugă tot ce s-a creat până acum, cu o lume care vrea să păstreze ce este bun, familia, copii, muncă, realizări și așa mai departe. Și ne-a îngrozit pentru că el nu credea că vom avea șansă de izbândă în fața acestui rău atât de uriaș, care este, de fapt, peste tot astăzi în lume. Dacă n-am avea nădejdea în Hristos, am fi vai și amar de noi și am fi niște oameni disperați. Azi am fost la doctorul meu, cu care mă întâlnesc tot de două ori pe an, și m-a întrebat cum stau cu depresia. I-am spus că nu, eu sunt un om destul de optimist și nu mă necăjesc așa tare. Și mi-a dat un sfat foarte bun, zice, auzi, nu ține cont de știrile care sunt, nici nu te uita la ele, zice, și așa nu putem rezolva nimica. Vezi de treaba ta, de sănătatea ta, de familia ta. Și m-am bucurat de treaba asta, un sfat foarte bun. Eu cu soția ne mângâiem foarte mult când vedem nenorocirile astea care ni se pregătesc și le spunem, repetăm o vorbă care am auzit-o de la un scriitor român de astăzi, zice, noi ne cărăm de pe aici pe când vin astea, nenorocirile astea, noi o să plecăm de pe aici. Avem o vârstă care n-ar trebui să ne mai necăjim pentru unele lucruri, nu? Ei, în epoca aceasta contemporană, oamenii apreciază obiectele de lux, nu cele care promovează ideologia asta woke, în care este cuprinsă lumea noastră. Nu? Lumea în care trăim noi apreciază tot ceea ce nu merită apreciat. Ați văzut la Olimpiadă ce apreciere au făcut francezii, nu? Pe cine au apreciat, pe cine au pus la tribune, pe cine au aplaudat. Homosexualii, toți declasații, toți oamenii care nu merită cinstea deloc, societatea de astăzi îi cinstește exact pe oamenii aceștia. Și atunci nouă, celor care suntem normali și ne ridică tensiunea când vedem asemenea prostii, ni se spune că noi avem probleme serioase, nu? Sigur că da, dar ei sunt problemele noastre, pentru că ei vin cu agenda asta mizerabilă, a non-valorilor, să ne le impună ca și valori normale, ca normalitate. Problema este că atunci când au apărut mijloacele de comunicare în masă, aprecierea oamenilor și a lucrurilor s-a schimbat foarte mult odată cu mijloacele acestea de propagandă, dacă vreți. Când a apărut mass media, mass media înseamnă, în primul rând, pe vremea aceea, ziarele, când au apărut ziarele, nu? A fost primul mijloc de răspândire în masă a știrilor, ziarele. Au fost lăudați și
imediat promovați liderii politici și militari, nu? Primele zile a mass media, în special în ziarele din secolul XIX, liderii politici, militari erau pentru cei mai apreciați din timpul acela. Figuri cum a fost Abraham Lincoln, de exemplu, chiar am auzit pe cineva să spună, domnule, dar toți liberalii din America l-au adorat pe Lincoln. Acum i-au demolat statuia. Și ce-au cu Lincoln, domnule, zicea ăsta? Ce-au găsit rău la ăsta, nu? Ăsta ne-a eliberat într-un fel pe negri, nu? Americii le-a dat libertate. Și acum dăm cu statuia lui jos. E îngrozitoare lumea asta în care noi trăim. Napoleon era pe prima pagina ziarelor, nu? Napoleon Bonaparte, pe urmă a fost Churchill în timpul celui de-al doilea război mondial. Deci oamenii aceștia au fost promovați de către ziarele din timpul acela. Pe urmă au fost oamenii de știință și inventatorii apreciați de ziarele lumii. Mass media a început să glorifice oamenii de știință, cei care inventau, descoperitorii de noi teritorii, care au călătorit prin lume, nu? Thomas Edison, marele inventator american, cel care ne-a dat becul electric, Tesla, toți oamenii aceștia importanți au fost apreciați, nu, de societate prin publicațiile care erau. Apoi au urmat scriitori și intelectuali ai vremii, nu, Mark Twain, Dickens, George Bernard Shaw, alții. Ziarele scriau despre acești oameni foarte talentați. Nu? Ei, a început apoi epoca de aur a radioului și a cinematografiei, începând din anii 1920 până în 1980. Până în 1950, așa, unde au fost întotdeauna glorificați la radio și la cinematografie actori și actrițe, nu? Dintr-o dată, în locul savanților, oamenilor care descopereau ceva, au apărut actorii și actrițele, muzicienii și cântăreții. Au devenit foarte faimoși, îi auzea lumea toată ziua la radio, cântând pe Louis Armstrong, nu? Jazzul american. Pe urmă, personalitățile de radio, cei care vorbeau tot timpul la radio și spuneau știrile, ce se întâmplă în lume, ăștia au devenit idolii pe care aprecia America. Ei, pe vremea aceea, ăia nu mințeau. Nu țineau cu partidul ălalalt. Țineau cu America, țineau cu adevărul, țineau cu binele din lume. Dar, începând din 1950, a apărut televiziunea. Este era televiziunii. Aici, prezentatorii de știri au devenit idolii multor americani, nu? Ei erau în fiecare zi la televizor, tot timpul erau la televizor. Țin minte un banc cu Ceaușescu, că și ăsta era la televizor în fiecare zi. În vinerea era o emisiune Teleenciclopedia, unde se dădea un film american. Niciun film toată săptămâna, dar vinerea era Teleenciclopedia și cel care prezenta întotdeauna filmul și vorbea despre film îl chema Vornicu. Domnul Vornicu devenise faimos. Ei, l-au scos pe Vornicu, dar a rămas la televiziune Vornu, Vor, tot Nicu. Tot Nicu era. Nu mai era Vornicu, dar nu vrei, nu vrei, tot Nicu era la televizor în fiecare zi. Nouă ni s-a stricat sonorul, nu l-a mai reparat, că știam ce spune, așa că se redusese și la 2 ore programul pe zi, așa. Nu, n-am mai reparat sonorul, pentru că știam exact ce spune. Ori voiam, ori nu voiam, tot Nicu era. Au început să fie promovați nu numai prezentatorii aceștia, dar sportivii. Acum sportul a devenit extrem de important. De la Cassius Clay, că așa l-a chemat la început, pe urmă ăsta a trecut la musulman și a devenit Muhammad Ali, Pele, marele fotbalist al Americii de Sud,
Michael Jordan a americanilor la basket, ăștia au devenit idolii de care vorbea televiziunea tot timpul. Toată lumea știa pe ăștia și adora pe acești oameni. Pe urmă, celebritățile de divertisment. A apărut filmul, Hollywood-ul, actorii de la Hollywood, nu? Toată lumea îl știa pe Elvis Presley, nu? Toată lumea știa de Beatles și de alți cântăreți care au devenit, eu știu, idolii Americii prin televiziunea care îi promova tot timpul pe acești oameni. Ce să vă spun, eu am prins o perioadă când nu toată lumea avea televizor, dar fetele aveau poze cu artiști, se vindeau fotografii cu actori la chioșcurile de ziare și fetele își cumpărau idolii ăștia pe care îi țineau în poșetă sau, eu știu, în cărți. Alain Delon era la mare trecere în vremea aceea. Acum săracul are vreo 80-90 de ani, vrea să moară și nu vor să-l omoare nimeni. După asta vine o perioadă mai teribilă, care este perioada în care suntem noi acum, este epoca digitală, era digitală, social media. Din 1990 încoace, Facebook, Instagram, ce știu, Twitter acum, care se pare că este în fruntea tuturor mediilor. Elon Musk l-a promovat foarte tare pe Trump acum, într-o emisiune, într-o înregistrare pe Twitter, care a durat vreo 2 ore, care a creat o furtună extraordinară în toată Europa. Foarte, foarte ciudat, a avut peste 1 miliard de oameni care s-au uitat la discuția aceea, 1 miliard de oameni. Vă dați seama, dintr-o dată, această medie socială, ce putere extraordinară are. Împreună cu soția am fost foarte șocați că un tânăr din ăsta, care acum se numește influencer, nu? Un tânăr de ăsta influencer, care are peste 500 de mii de oameni care îl văd zilnic pe băiatul ăsta, un băiețel, eu știu, nu știu dacă are 20 de ani, i-a cumpărat o mașină lui Trump, dar din aia grozavă, ultimul răcne de Tesla, și a pictat scena aceea cu Trump, care este salvat acum de la glonțul ucigaș, pe mașina lui. De unde are banii ăștia? De la cei 500 de mii de oameni care îl văd în fiecare zi? Gândiți-vă că acești oameni au o influență mult mai mare la ora actuală decât toate canalele de televiziune. Lumea se schimbă într-un mod dramatic. Oamenii importanți de astăzi devin acești influencers sau personalitățile online. Activiști și lideri de opinie, oameni care acum își spun opiniile, le spun în public. Activismul acesta online a crescut extraordinar de puternic. Și nu e de mirare, pentru că nu te mai poți uita la televiziunea normală, că ăștia toți mint. Toți au fost cumpărați, toți au agenda lor și parcă asculți televiziunea lui Ceaușescu când te uiți la CNN, nu? E îngrozitor ce se întâmplă. Și atunci lumea fuge în acest domeniu al mediei sociale. Și oamenii apreciați astăzi sunt mai degrabă vedetele de reality TV, de emisiuni din astea de realitate pe care ei le prezintă la televiziune. Ei, în același timp sunt apreciați astăzi și experții și analiștii care vin cu calcule, care vin cu grafice și ne spun ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă cu economia, cu unde încotro se duce societatea, războaiele și așa mai departe. Deci ați observat cum, datorită televiziunii și a mijlocilor de propagare a știrilor, cum dăm importanță oamenilor, cinste oamenilor, în funcție de alte lucruri decât au fost înainte. Astăzi nu mai dăm mare atenție descoperitorilor geografici, nu? Sau oamenilor
oamenilor religiei. Ăștia sunt disprețuiți la televizor. Televiziunea își bate joc de pastori și de preoți și de biserică, nu? Nu mai sunt adorații publicului. Nu mai sunt în atenția celorlalți. Ei, eu vreau să continui și să spun ceva despre o cultură a onoarei, care pare un lucru foarte ciudat la noi, la societatea în care noi trăim. Cultura onoarei, spune cineva, este un concept sociologic care se referă la un set de norme și valori sociale în care prestigiul, reputația personală și onoarea sunt extrem de importante. Când noi prețuim oamenii, știm să le dăm onoare. Cinstiți pe mai mari voștri, cinstiți pe părinții voștri, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dați-le onoare, onorați. Honor your father and mother. Asta este traducerea engleză. Onorați-i pe acești oameni. Dar dacă noi nu avem o cultură a onoarei, e o problemă foarte majoră. Până cu vreo 20 de ani în urmă, în America, un american lucra în aceeași fabrică sau în același loc de muncă uneori 20 de ani. În ăștia 20 de ani s-a cunoscut cu toată lumea de acolo. A mers la pescuit cu colegii și au sărbătorit zilele de naștere, prietenii lui au fost din locul lui de muncă. Știți cât este durata unui loc de muncă, unui tip de muncă a unui american astăzi? 3 ani. În 3 ani nu reușești să cunoști multă lume. Și de fapt nici nu vrei să-ți încarci mintea cu ei, că și așa vei pleca probabil la prima ofertă mai bună la altă firmă. Și odată cu mutarea îți vei cumpăra și o altă casă și nu te mai interesează lângă cine stai. Noi am locuit la Oradea, strada Măcinului 38. Cunoșteam pe toată lumea de pe stradă. Pe toată lumea, absolut știam cine stă, pe toată lumea îi știam. Îi salutam pe nume pe oamenii ăia. Să nu mai spun că eu am crescut într-un sat care avea cam 150 de case. Unul dintre jocurile noastre, nu aveam televizor, nu aveam radio, nu aveam nimica, pe care îl făceau părinții cu noi, se numea De-a lungul satului. Știți ce înseamnă aia? Luam prima uliță din sat și din casă în casă mergeam și trebuia să spunem cum îi cheamă pe fiecare persoană din fiecare casă. De atâtea ori am umblat pe lungul satului cu tata în seriile acelea, că îi știam pe nume pe toți oamenii din sat. Și ascultați-mă, de aia era o cultură a onoarei. Să ferească Domnul să fi întâlnit pe cineva pe ulița satului și să nu-i spun și numele când l-am salutat. Trebuia să spun, bună seara, Bace Ioane, bună ziua, Nană Mărie sau Măcrina sau cine știe cum o chema. Și dacă nu spuneam numele corect, era pericolul serios să ajungă la tata treaba asta. Și atunci iar o luam de-a lungul satului, de-a rândul satului și trebuia să învățăm pe fiecare om pe nume. Era o mare rușine să nu spui și numele omului când l-ai salutat. Să ferească Domnul să nu-l saluți. Ei, era întipărit în fiecare dintre noi un respect față de toți ceilalți oameni din sat. Nu-i de mirare că în satul nostru, de exemplu, nu s-a cunoscut în toată istoria nicio crimă majoră. Eu știu. Între disputele între oamenii din sat. Foarte, foarte rar accidente și eu știu s-au întâmplat. Oamenii se respectau unul pe altul. Astăzi locuiesc lângă niște vecini, nu știu cum îi cheamă absolut deloc, știu că au 3 câini. Și știu că și primesc câinii altora să aibă grijă de ei și să bat câinii câteodată de nu mai putem dormi noaptea de bătăile câinilor și lătrăturile lor. Atâta tot știu. Nu știu cine locuiește peste drum, la stânca, nu știu pe nume pe nimeni. Și ce mă doare, nici nu mă mai interesează, asta e problema. Nu mă interesează.
Și nu interesează nici pe ei cine sunt eu. Și Doamne ferește să ai nevoie de ajutor, nu? Într-o noapte mi s-a defectat o închizătoare la ușă, la sliding door, și am rămas pe din afară la ora 12 noaptea și eu și soția. N-aveam telefon, n-aveam nimic, n-am mai putut să intrăm în casă. Ce facem acum? Cum se duci la ora 12 noaptea la vecini, nu? Dacă scoate pușca, you never know ce se întâmplă. Și atunci am găsit un ciocan, am găsit, eu știu, un clește de ala de tăiat, un foarfecă de tăiat crengi, și cu astea două am spart o ușă. Și mă gândeam, mă, dacă vecinii ăștia cheamă poliția acum pe mine, crede că sunt ceva hoți care vreau să intru în casă. Nu, au chemat. Noroc că nu știu hoții, că pot să vină oricând, că nu-i cheamă, nu-i cheamă nimeni poliția să te salveze. Ei, lipsește această cultură a onoarei. De aceea nu ne cinstim conducătorii, nu ne cinstim mai mari, nu ne cinstim, nu există respect față de poliție, de, eu știu, de mai mari orașului, pentru că nu trăim într-o cultură a onoarei. Haideți să vă spun ceva despre această cultură a onoarei. A fost o perioadă în istoria lumii când reputația ta personală era așa de importantă și a familiei tale era crucială. Îți dădeai viața să păstrezi onoarea familiei tale. Dacă se întâmplau, eu știu, jigniri sau cineva provoca cu cuvinte și comportament ne la locul lui, onoarea unui membru din familie urma răzbunarea, care de obicei se termina cu un duel. Știți că duelele de obicei se nășteau că onoarea cuiva a fost lezată și omul ăsta se ducea să-și dea viața să-și apere onoarea. Pentru că onoarea era extrem de importantă. Când ai pierdut onoarea, ai pierdut totul, ziceau oamenii de pe vremea aceea. Oamenii deveneau foarte sensibili la insulte. De aceea, dacă ați auzit și mai vedem prin filme vechi, dialogurile din timpul acela, domnule, sunt așa de elaborate, parcă toți sunt savanți când vorbesc, atât de politicoși, de drăguți, de manierați, pentru că aveai grijă ce spui, să nu lezezi onoarea cuiva prin cuvintele tale sau prin comportamentul tău. Rolurile erau foarte strict desemnate, nu? În acest cult al onoarei existau așteptări stricte din partea societății cât privește bărbații sau femeile. Fiecare avea rolul foarte bine stabilit. De obicei erau comunități închise. Să știți că până și astăzi în sudul Statelor Unite sunt sate, localități unde cultul onoarei este extrem de bine păstrat. Și oamenii sunt încă gata de duel dacă cumva ai dezonorat un membru al familiei respective. Sunt tradiții care se onorează în aceste comunități. Și în același timp, violența este un mijloc de protejare a onoarei. De-aia era duel, bătăi, eu știu, uneori crime, pentru că ai lezat onoarea familiei. Nu toate lucrurile sunt pozitive, dar vedeți ce se întâmplă într-o societate unde nu există respect față de onoare, de onoarea celorlalți. Nu dăm onoare altora, nu? La Chicago mergeam la biserică și a ieșit dintr-o clădire din vecin, dintr-un bloc, o bătrânică, a venit la mine și mi-a spus, zice, e pentru prima dată când văd așa ceva în 30 de ani. Ce fel de oameni sunteți voi? Și oare ce-o fi văzut? Dar ce ați văzut? Păi zice, am văzut pe tata cu mama cu copiii de mână mergând la biserică. Eu de 30 de ani n-am mai văzut așa ceva. Da, era o normalitate în comunitatea noastră românească, dar nu mai era în cea americană. Când dispare respectul dintr-o cultură, cultura aceea se degenerează. Biblia spune să-ți cinstești părinții.
cinstește, onorează pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, Exod 20:12. Porunca aceasta a cincea din cele zece începe categoria poruncilor care reglementează relațiile dintre oameni, dintre semenii noștri. Și întotdeauna începe cu cea din casă. Cine nu știe să respecte pe mama și tata, nu o să respecte nici societatea, nici lumea, nici pe ceilalți oameni în care el trăiește. Porunca aceasta este singura din Scripturi care oferă și motivul pentru care este dată, nu? Să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Dumnezeul, Domnul Dumnezeul tău. Apropo de asta, am ascultat un doctor român zilele trecute care spunea că sunt niște cercetări științifice foarte bine documentate la ora actuală, că oamenii care trăiesc frumos în familie, care au soț, soție și rămân împreună și respectă părinții și copiii respectă pe ei și se duc la biserică în fiecare zi, trăiesc în medie cu 6 ani mai mulți decât ăialalți oameni. Ok? În seara asta n-ați venit numai la studiu biblic, ați venit la terapie. O să plecăm mai sănătoși și o să trăim mai mult dacă venim la biserică. Știți că Dumnezeu binecuvântează copiii care își cinstesc părinții, chiar dacă părinții nu merită. Okay? Nu este job-ul tău să decizi dacă merită sau nu părinții tăi. Nu tu judeci lumea. Cinstește pentru că datorită acestor ființe ești pe fața pământului. Altfel nu existai. Oamenii aceștia au o calitate pe care nu are nimeni altcineva pe fața pământului. Oamenii ăștia te-au adus pe lume. Și ai o datorie să-i cinstești și dacă nu merită. Trebuie să-i cinstești chiar dacă ei nu te cinstesc pe tine. Chiar dacă ei n-au respect față de tine, care nu te bagă în seamă, nu te tratează cum trebuie. Chiar dacă frații tăi nu-i cinstesc pe părinții tăi, nu te lua după frații tăi. Cinstește-ți părinții în continuare. Cinstește chiar dacă nu-ți vine să o faci. Dacă faci asta, împlinește o poruncă dumnezeiască și Pavel zice tot ce este vrednic de cinste. Dacă este cineva vrednic de cinste, sunt părinții tăi în primul rând. Respectă-i și cinstește-i. În concluzie, vreau să spun doar câteva lucruri. Numărul 1. Știți că singurul Dumnezeu este vrednic de toată cinstea și de toată lauda? El merită toată cinstea și toată lauda. Oamenii nu merită întotdeauna, dar trebuie să cinstim. Sfânta Scriptură zice să dăm tuturor ceea ce trebuie să le dăm. O să vedem versetul imediat pe parcurs. Cui datorăm cinstea, să-i o dăm, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cui datorați cinstea, dați-le cinstea. Roman 13:7. Datorăm cinstea conducătorilor noștri, religioși, politici, eu știu, locali, naționali. Dați-le cinstea. Cinstiți-i după funcția pe care o ocupă, după slujba care o au. Când cinstim pe cine nu trebuie și ce nu merită, ne facem idoli. Dacă cinstim, eu știu, vreun actor de Hollywood, care nu numai că este homosexual sau cine știe ce altă meteahnă mai are, nu? Ăsta devine idolul tău. Dacă cinstești obiecte care le consideri atât de valoroase și atât de extraordinare, astea devin idolii tăi. În casa noastră, spunea cineva, avem doar instrumente și idoli. Lucruri care sunt folositoare la ceva sau lucruri care considerăm că sunt de cinste și de fapt nu merită cinste.
numărul 4, trebuie să stabilești ce merită și ce nu să fie cinstit de tine. Reconsideră lista aceea de idoli, de oameni pe care îi adori, la care te închini, reconsideră lista obiectelor de care te înconjori și înconjoară-te mai degrabă de instrumente și nu de idoli. Și ultima afirmație, ar trebui să dezvoltăm o cultură a onoarei, acordând și apărând onoarea oamenilor care o merită. Ar trebui să dezvoltăm o cultură a onoarei, să încercăm să fim politicoși, să fim, eu știu, să dăm cinste oamenilor, dacă vrem să fim cinstiți de oameni. Dacă vreți ca oamenii să ne trateze rău, purtați-vă ca atare și vă vor trata rău. Trebuie să descoperim aceste valori și într-o lume în care este greu să mai înțelegi ce este important și ce nu este important, să ne lăsăm călăuziți de Duhului Dumnezeu, să ne adunăm în minte și în suflet lucruri care merită să fie cinstite, care merită toată cinstea. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Haideți să ne ridicăm, să mulțumim Domnului pentru seara asta și să ne dăm slavă lui Dumnezeu pentru timpul pe care l-am petrecut aici.